Înainte de toate, cred că ca să depășim această stare tensionată din societate atunci când vorbim de proiecte, de exemplu, energetice, strategice, în primul și în primul rând trebuie o comunicare mult mai transparentă. Atât de partea guvernamentală, cât și de partea celor actori, companii, conglomerate internaționale care își doresc să investească în România. Deci, în primul și în primul rând, o comunicare transparentă. Ceea ce nu s-a întâmplat, de pildă, în cazul proiectului de exploatare a resurselor din Marea Neagră. În al doilea rând, o chestiune intens discutată în România și mai toată lumea este de acord, nici de partea română încă nu s-a cristalizat o strategie acceptată la un nivel cât mai larg și vorbesc și de populație și la nivel politic.